Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă în parații lor, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Când deschidem Biblia și începem să citim, găsim cuvintele vieții. Biblia nu este ca orice altă carte de pe acest pământ. Biblia e ceva diferit. Pot să-mi spui cum am întâlnit oamenii care vin și îți povestesc pe stai așa. Um, pe uite, de ce aveți mai multe versiuni? De ce ai au versiunea asta? Au versiunea asta? Mi-am inteles să am avut această discuție. Și răspunsul meu a fost, OK, pot să-mi că există mai multe versiuni ale Bibliei, dar toate versiunile recunosc Isus. Toate versiunile spun că Isus a murit pe cruce și a treia în viat. Ce vreau să spun? Chiar dacă prin. Pentru că cei care spun asta vor să spună, cu alte cuvinte, unele lucruri poate nu ne neapărat perfect traduse. Chiar și așa. Mesajul principal este același. Și Biblia este o carte extraordinară. Nu este un roman <laughs> și mai ales când treci prin anumite experiențe, vezi Biblia altfel. Când am trecut în acea perioadă unde puteam să desiz carte de biologie, de matematică, să învăț ce am de învățat la școală. Dar odată ce deschidam Biblia, nu mai puteam să respire. Am șut, știam, dar atunci am șut și mai mult că Biblia nu este o carte ca celelalte cărți. Și fiecare um, întâmplare care ne este spusă, este spus ca să învățăm, ne este spus um, să trecem de la întuneric la lumină. Biblia nu ne spune lucru doar pentru a cum să zic că? Să mai, mai aflăm și noi. Încă ceva? Nu, nu, nu. Fiecare lucru din Biblie este acolo ca să învățăm ceva, ca să ieșim de la întuneric, la lumină. De aceea, trebuie să dăm o greutate. Sur et une importance est de grande la cuvintele scripturée. Nous pouvons pas mettre la Bible l'inga commentaire biblique, car l'inga commentaire biblique, Ça Ou l'inga cause chrétienne, absolument non. La Bible est de dessus La Bible est de dessus Balam, Balam, un personaj care trebuie să fie în Biblie. Deși istoria lui este tristă, îmi place să citesc despre ce se întâmplă cu el din cauza ceea ce învăț din experiența lui. Ce se întâmplă cu el este trist, ce se întâmplă cu el nu este frumos, dar din cauza ceea ce învăți de la Balam. Îmi plac acele capitole din Carta număr um, și alte capitol unde se vorbește despre el. Balam a fost acel vazator. Uh, unii consideră că unii chiar îl zic vrajitor. Nu, nu, nu. Balam nu este un vrajitor. Citește foarte clar. El se teme de Domnul și zice, nu să spun de ce îmi zice Domnul. Dumnezeu vine la el și interacționează cu el. Da? Deci nu este un vrajitor, Balam. Este un vazator. Enaynte, projiraw chi a si chan nou mit, vazator. Balam yeste un vazator. Chi si balam mwen vat se un lukrom. Un nom poat sal kunwask apè dumnezo yon mod real. Chi si totouj apoy sa lège, sa mèrge yon tron al drou. Totouj sa fi ekspiti de eksemplou de aver. experiența lui Balam distruge o teologie care am crezut mult timp. Că un om să fie cu adevărat spiritual, trebuie să nu mai existe în el urme de păcat, minciună. Oh, nu zic asta pentru a încuraja păcatul, să nu mă greșit, dar zic asta pentru că adevărul este cel care face liber mulți copii al lui Dumnezeu, consideră că nu sunt vrednici pentru că mai au aici un pacat, mai au aici un pacat și zic, nu, Dumnezeu nu are cum să lucreze cu mine. Balam nu era fără pacat. Balam nu era hiper o perfecțiune extraordinară. Altfel nu a fi ispitit de mulți bani. Si totou yel vorba kou Dumnezo direk. Nou ke si le ka le zi chem noi, ah, wite, parke, yasha, a, wite, si to ati asta par ke yasha, kredem ke Dumnezo vra sa. Nou, 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 direk Dumnezo vorba kou yel. Si totou sken balak, emparatoun mwa buli, prima data trimite niste ban, sau niste aver, si apoy adoure trimite shimay moult. Acel om este ispitit. Există un crez, dar care e din nou fals, că dacă un om are experiențe extraordinare spirituale cu Dumnezeu, omul respectiv nu mai poate păcătui sau nu mai poate rătăci, Nu este adevărat. Și Pavel știa acest lucru foarte bine, de aceea el zice, mă port aspru cu meu, ca să nu fiu lepadat după ce am predicat la alții. Îl țin sub control. Omul care a fost rapid al, până la trei la cer, nu a avut această iluzie care multe au. Pe gata, dacă am fost în al treilea cer, gata, la mine et espite à nous mais à recommence à ce que l'ocre là nous a des frères à tout type quand on a eu un troupe chez je peux pas mettre la cheste frater les mieux sur la mettre sa vaguez on va juste un jour et comme on a ajouté nous chou de chède à or quand on là nous chou chez position se c'est considéré Envulnerabi, nou may pot fi. Ispitid, si vorbes de chela als ka si koum. <laughs> Se niste pak atol slab. <gasps> a, a, a uh, Ay grija. Yesen ka pe pamant. Ayon ka un troup. Ay grija. <laughs> Dache atribye, mero sa ne rougan. Dumnezeo sa ne tsinan. Dumnezeu să ne protejeze, Dumnezeu să ne pazească, atât pentru noi, atât pentru cei din familia noastră, atât pentru conducătorii noștri, pentru pastor, pentru presbiter. Nu zice, ah, pentru că este pastor, pentru că este presbiter, e desul deja de puternic spiritual, ne am nevoie să mă rog pentru el. Nu este adevărat. Avem toți nevoie de rugăciune. Avem tot nevoie să fim Uite ce zice Scriptura despre om Balam. Uh, vorbesc un pic despre el și o să vedem ce a făcut mai departe. Când acțiunea de a blestema nu a funcționat. Pentru că Dumnezeu a venit, a schimbat cuvintele lui. Și aparent că citești textul, această întâmplare, cum se termină, cred că, 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 că s-a terminat. Dar povestea nu s-a terminat. În fine, de exemplu, despre Balam, Biblia zice așa. În <coughs> um, două Petru, 2 cu 15. După ce au parasit ca la cea dreaptă, au rătăcit și au urmat ca la lui Balam. Fiul lui Bosor care a iubit plata, fara de legi. După ce au parasit ca la cea fratele meu, sora nu poți să parasești ca la cea dacă nu ai început mai întâi să mergi în ea. Și nu încep să mergi pe calea cea dreaptă că te-ai născut într-o familie religioasă. Nu. E o decizie care se întâmplă într-o zi în viața ta. Dar faptul că am început să mergem pe calea cea dreaptă nu înseamnă că se poate să nu o parasim. Petru zice asta aici. După ce au parasit calea cea dreaptă. Mereu trebuie să ne rugăm. Dumnezeu să ne pazească. Dumnezeu să ne ține aproape de El. Și si mereu trebuie să vegem. Vegem. Pentru că avem un dușman, doar asta vrea. Odată ce am intrat pe calea cea dreaptă, două lucruri face. O să te scoate de da acolo, o să te frânezi acolo, să nu-i înaintezi. Iuda spune, 1 cu 11, vai de ei căci au urmat pe calea lui Cain, sau aruncat în rătăcirea lui Balam din dorința de câștig. cum să spun? sa nu crezi că doar Balam a fost ispitit de durința de creștini. O dacă nu ești atent poți să fii ispitit de durința de Mai Males dacă ce este oferit este destul de semnificativ. Balac a trimis, deja o sumă, nu a fost de ajuns, zice, ok, trimit o sumă mai mare. Pentru că știa, poate la suma asta, la verile asta nu a reacționat. Hai să ridicăm un pic, să vedem dacă nu reacționează. Și inima lui a reacționat. Nu pentru că nu era spiritual. Nu pentru că nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Pentru că era om. Quand tu kiesh vulnérable, kiesh mal atteinte. Quand a illusion que kiesh invulnérable, kiesh né atteinte. De kiesh mal imperical. Si suis... Uneori trebuie anumite împrejurări. Să-ți arate ce este cu adevărat în tine. Până nu vine un anumite anumită împrejurare. Până nu vine bala care ți oferă tot ce vrei. S-a putea să crezi că ești foarte credincios. s putea să crezi că ești foarte. <laughs> Faci doar ce vrea Domnul. Fac doar voia Domnului. S-a putea chiar să crezi asta. Până vine Balac. Zice, ce 5 milioane nu a fost de ajuns, 5 milioane de euro nu a fost de ajuns, vin cu 80 de milioane de euro. Și atunci zic, uh, 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 uh. ok, ok, ok. Stai, mă mai, mai duc să-l întreb în noaptea asta. Poate îmi zice altceva. Deci nu vreau să privim pe balan. Ah, bine, în sensul că să, să privim că e ultimul om și noi suntem mai buni ca ei. Nu, e o mare greșeală să ne gândim așa. Da, nu trebuie să e urmăm exemplu. Este clar. Dar trebuie să înțelegem că nu suntem neapărat extraordinar de mai bun decât el. De fapt, printre lucrurile care tata mi l-a spus, care mi-au rămas și care mi-au ajutat foarte mult, este următor lucru. Mi-a zis așa, Glenn, când vei vedea cineva care este rătăcit, care face rău, chiar care fac anumite lucruri care pentru tine este un scandal. Adică te revoltă și spui, cum poate să facă el așa ceva? Tatăl meu mi-a zis așa, zice. În loc să reacționezi așa și să vorbești așa împotriva lui, cel mai bun lucru care poți să-l faci e să te rogi pentru el. Apoi să te rogi lui Dumnezeu pentru tine și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, pazește-mă că niciodată și eu să fac asta. Chiar dacă este un lucru care tu zici, asta nu am cum să fac. Și Petru a zis, eu n-am cum să te las. Chiar dacă tot ce las placă, eu chiar pentru tine voi muri. Și sunt Se sigur că Pierre credea 100% suta suta Petru, hein? Pierre, Petru, credea 100% suta suta ce spunea. Dar când a venit momentul, nu o dată de trei ori a zis, omul ăsta nu-l cunosc. Și când omul s-a întâlnit cu el, nu a venit să-i zică, citește acolo, că așa sunt unii frați plini de râvnă. Când Domnul s-a întâlnit cu el, nu a zis, a, ai văzut ce ți-am zis atunci? Ai văzut că am avut dreptate? Nu, Domnul nu a zis. Că Domnul a știut că deja a fost cercetat. Înainte să încep să vorbesc despre ce numesc eu, Adoa Arma lui bala. Prima lui arma, il a blessé. asta ta balak la kimat. Noua mers. Chatoun va appela là-haut. A deux armes à lui Israël. Danam un vous sentez sa vorbes d'esprit. Asdam, inainte sa vorbez d'esprit. A om. Și înainte și să înțelegem că este un om care a rătăcit și a trebuit când vedem asta și în viața de zi cu zi să ne rugăm Dumnezeu să ne păzească și să nu ne considerăm noi că suntem invulnerabili, mai bun. Um, Asta m vrout sa, pataches koutine, jkwa chou de Dumnezeu, vrbim de a do a akme a lui balan. Dumnezeu sa te bine kwintes.